Ok, o să vă vorbesc cât pot de repede despre. Scopul este să ajungem să discutăm despre crize și teoria ciclului economic la școala austriacă. Dar, pentru asta, avem nevoie de uh, intrat în uh, elemente, pentru că nu e timp, uh, din teoria schimburilor, teoria prețurilor, teoria capitalului teoria dobânzii, teoria ciclului uh, înglobează mare parte, foarte mare parte din corpul de gândire al școlii austrieci. Asta e și motivul pentru care uh, Mises, de exemplu, o, o descrie, o uh, elaborează în capitolul 20 al Tratatului Acțiunea Umană, uh, care este un fel de uh, culme E, e, ajunge, e miezul tratatului după care încep să începe să facă discuții despre uh, intervenționism. Uh, până atunci clădind, tot clădind ca să poată ajunge să, să elaboreze teoria. Uh, și de asta și eu trebuie să vorbesc înainte, pentru a pregăti discuția despre ciclu, trebuie să vorbesc despre monedă și despre activitatea bancară, despre dobândă, despre uh, capital. Și am să încerc să fac chestia asta. Uh, Vorbind, încep cu banii, uh, care se definesc ca mijloc de schimb universal. Uh, cum, cum de sunt folosiți banii în economie? De ce avem bani în economie? Păi, fără ei ar fi foarte dificil. În primul rând, fără schimburi, n-am putea, putea să ne imaginăm viața și societatea umană, inclusiv când descrie acțiunea, la un moment dat uh, economistul poate să o descrie în termeni de schimb. A schimba o stare mai uh, puțin favorabilă cu una mai favorabilă. Deci, schimbul este uh, o realitate uh, permanentă a uh, acțiunii umane. Cu atât mai mult când ai mai mulți membri în societate. Dar uh, schimbul direct are niște dificultăți și de aceea, uh, relativ repede, se ajunge la schimb indirect. Pentru că uh, schimbul direct uh, are această problemă legată de non-coincidența nevoilor și de imperfecta de vizibilitate. Dacă am o vacă, nu mai am acum, în fundal, o avea Andreas. Dacă Andreas are o vacă și vrea să-mi vând o vacă mie pe 20 de scaune, sau mă rog, pe mai puțin, să zicem că o vacă valorează 20 de scaune. Dacă Andreas nu are nevoie decât de două scaune, ajungem la problema legată de divizibilitate. De Cum facem? Îmi dă doar Asum. o... Da, trebuie să sacrifice vaca, poate că nu vrea, poate dorința mea, a celui care vreau să dau două scaune, este să am cumva parte dintr-o vacă nu sacrificată. Deci, apar probleme de tipul ăsta sau poate Andreas nu are ce face cu restul de vacă, după ce îmi dă partea de... Echivalent, sau echivalentă, care... Care este pentru el satisfăcătoare contra uh, celor două scaune. Și apare, deci apare problema asta de divizibilitate. Apoi de nu în coincidența nevoilor, deci cu, cu schimbul direct poți să ai situația în care uh, uh, nu găsești uh, imediat pe cel care să-ți dea uh, scaunele contra uh, ceea ce vrei tu uh, să vinzi, uh, și E o problemă. Da, e o problemă în momentul în care tu vrei să vinzi ceva pe ce, ceea ce are o, o altă persoană, dar persoana respectivă nu vrea ceea ce, ce dorești tu. E, și problemele astea, care sunt uh, insurmontabile, uh, devin surmontabile cu uh, atunci când ai un, 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 un mijloc de schimb. Deci ai o, ceva intermediar, pe care poți schimba ceea ce vrei tu acum să dai. Uh, și poți păstra până în momentul în care îți apare uh, contrapartea, deci îți apare cel cu care vrei să faci schimbul, sau uh, vine momentul când vrei să faci schimbul, sau uh, schimbând pe cantitatea asta de mijloc intermediar, uh, mijlocul de schimb este suficient de divizibil încât să poți apoi schimba pe ceva uh, mai mic și să păstrezi restul fără pierderi semnificative. Uh, bun. Și, istoric vorbind. O, o grămadă de lucruri a fost folosite ca monede și le aveți pe, uh, pe ecran. Uh, tutun, zahăr, sare, vaci, uh, oi, cuie, grâne, perle și se ajunge la uh, cupru, aur și argint uh, într-un final. Uh, într-un final pentru că... Moneda trebuie să satisfacă niște trebuie să satisfacă niște cerințe. Deci trebuie să aibă niște caracteristici pentru a și împlini uh, rolul ăsta de uh, mijloc de schimb. Uh, deci apare o cursă a vandabilității, o cursă a între bunurile astea a uh, celui care este cel mai cel mai pretabil pentru a fi folosit ca uh, monedă și uh, ajunge să fie folosit ca bun, cel mai răspândit mijloc de schimb, cel care stă cel mai bine la capitolul divizibilitate și am vorbit un pic mai devreme despre asta, non-perisabilitate, pentru că iarăși trebuie să satisfacă dorința asta de a rezista în timp pentru a intermedia schimburi distanțate în timp. Transportabilitate, cred că e evident de ce, vrei să te duci la târg, relativ ușor, vrei să te întorci de la, de la târg ușor, rezistența la uzură, maleabilitate și inclusiv vorbesc unii economiști despre aspectul ăsta estetic. Da? Trebuie să fie și, dacă e și frumos, e cu atât mai bine. Ceea ce explică de ce argintul și aurul au ajuns să devină în timp, oric vorbind, monede predilecte în foarte multe, în foarte multe locuri și în foarte multe societăți. Bun. Un beneficiu care se deschide odată cu utilizarea monedei este calculul economic despre care vi s-a vorbit zilele astea. Deci, o, o chestiune foarte importantă. Ce mai trebuie spus despre bani? Că apar pe piață, nu sunt o creație de stat sau a autorității publice. Nu apar prin decizia bruscă a unui individ sau uh, unui grup de uh, a crea monedă dintr un material care nu este dorit de piață, care este nefolositor. Uh, nu apare istoric, nu apar, moneda nu apare istoric prin decret al autorității statului regelui. Uh, Menger s-a ocupat de, de a explica uh, faptul ăsta că originea banilor istoric nu este uh, creație de stat. Mises, prin teorema regresiei, demonstrează, dă acoperirea logică, teoretică pentru, pentru discuția asta istorică. Adică, arată cum, din cauza că ai nevoie să se formeze cererea pentru monedă în termeni de. în momentul în care ai o monedă nouă pe piață. Ca să știe cineva cât să accepte din acea monedă, trebuie să existe niște prețuri exprimate în acea monedă. Deci cererea trebuie are nevoie de existența unor schimburi în trecut. Și de ce se numește teorema regresiei? Pentru că schimburile din trecut trebuie și ele la un moment dat să se bazeze pe niște prețuri anterioare, pentru că altfel iarăși nu -ar, ar exista substanța, n ar exista... Determinant, de, determinantul care să dea concretețe uh, schimbului Adică cât anume dintr-o dintr anumită uh, marfă vei schimba uh, Contra unui bun uh, Și regresia asta poate merge uh, la infinit Deci te poți întreba bine Dacă o zi înainte, de unde a știut cerea cât să fie? Păi pe baza prețurilor de cu o zi și mai înainte Păi dacă o zi și mai înainte, cum au știut să... Cum aș cererea să, să pună concret uh, numărul de unități uh, relevant? Și tot așa. Da. Și mi se spune, uite, să ajunge în momentul în care bunul respectiv era folosit în schimburi, în schimburi directe. Deci era, era posibil să estimezi pe baza întrebuițării directe și a valorii subiective acordate bunului respectiv uh, cât anume este, este valoarea, cât, cât anume dorești să consumi din din bunul respectiv. Și a, așa explică Mises evoluția asta uh, a unei monede uh, dintr-o marfă, din, din, ceva care are, care, care are US direct. Uh, bun, putem discuta pe marginea teoriei, cum am făcut-o și aseară în, uh, la cină, putem deschide discuția în sensul ăsta, n-aș insista pe chestia asta, rămâne pe, uh, um, la partea de întrebări și răspunsuri. Uh, Bun. Deci, vedem această, această evoluție monetară pe care am menționat-o. Faptul că, uh, în cazul monedei, nu ai nevoie de o diversitate de, de, de bunuri care să, 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 să uh, satisfacă funcția asta. Pentru că un singur bun e, e ideal pentru a, a fi utilizat în, în, în schimburi. Uh, cu cât ai mai multe bunuri care sunt folosite ca mijloace de schimb. Rămâi ancorat în problema barterului. Deci ai în continuare o relativă problemă de non divizibilitate, de non coincidența nevoilor. În momentul în care uh, cursa asta vandabilității ajunge să selecteze un singur bun, uh, din punct de vedere teoretic este, este o situație ideală pentru că ai uh, premisele pentru a, avea, pentru a optimiza calculele economice, pentru a uh, desfășura activitatea economică. Fără, fără impedimente și uh, uh, cât mai bine. Și uh, ajungem la întrebarea, ok, care ar fi cantitatea ideală de monedă? Câți, de câți bani are nevoie o societate? Uh, aici ai de menționat că masa monetară, la un moment dat, este stocul total din marfa aleasă ca monedă. Uh, unitatea pe piață este o unitate de greutate și uh, legat de formă, la fel. Va fi, aleasă forma monetară care este considerată ideală de către, de către piață. Deci, până la urmă, tot piața decide dacă va, va funcționa substanța respectivă aurul să zicem, sau alt metal prețios va fi uh, sub formă de lingor, sub formă de pepite, sub formă de uh, mo monede, inclusiv uh, în ultima instanță și sub sub, forme, sub altă altă formă, sub uh, formă de substitute. Dar uh, aici. Cred că este important de menționat faptul că uh, orice cantitate de monedă este suficientă pentru a uh, intermedia schimburile într-o economie. De ce? Pentru că atât din cât ai prețurile libere, prețurile se pot fixa la un nivel mai înalt sau mai mic în funcție de, de, de uh, nevoi și de, dat, dată fiind o cantitate fixă, o cantitate fixă de bani. Uh, și este un câștig, dacă vreți, încă din perioada economiei clasice, observația asta că orice cantitate de bani este suficientă și ideală. Deci, uh, de ce spun asta? Pentru că uh, școli de gândire legate, legate de chestiunea asta afirmă că e nevoie să ai uh, o inflație, măcar o inflație moderată. Pentru că și se fac tot felul de analogii. Moneda este sângele economiei și ai nevoie să. sau, sau lichiditate care trebuie crescută pentru a fluidiza activitatea economică. Deci nu poți să ai creștere dacă nu ai o, o cantitate de bani în creștere. Ori, ori asta este ceva care nu rezultă. Nu rezultă din toată, toată discuția despre monedă. Da. Da. Acum, inclusiv, acum mă gândeam că, nu știu, poate n-ai nevoie totuși de aporturi în continuu de, de sânge. Cred că nici asta nu e. nu e. bine că nu, nu, nu pierzi. Ideea că nu, dacă nu pierzi sânge, n-ai nevoie să -ți tot primești uh, trans, transfuzii. Uh, Bun. Uh, și, mă rog, o chestiune uh, în mod particular, atunci când ai, uh, dacă, dacă moneda uh, nu se, nu se consumă fizic uh, și în cazul metalelor prețioase, de exemplu, E valabilă chestiunea asta, rata de consum este destul de mică prin tocire, prin uzare în, 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 în schimburi, atunci se ajunge ca, acumulându-se stocul, stocul de monedă, fiecare acumulare într-o anumită perioadă de timp să devină uh, proporțional foarte mică, deci uh, cantitatea de bani să ajungă relativ, relativ fixă. Dar, încă o dată, nici măcar dacă ar fi uh, fixată, complet, Deci, dacă nici n-ar scădea, nici n-ar crește, asta, asta n-ar fi un impediment pentru, pentru o economie liberă. O, o economie ar putea funcționa foarte bine uh, în, uh, în, uh, în condițiile astea și ce s-ar întâmpla cel mai probabil, pentru că o, o economie liberă crește, de obicei, este că ai avea o uh, tendință de scădere a prețurilor. Având o cantitate relativ fixă de bani într-o economie care are cantități relativ în creștere de bunuri, atunci ce se va întâmpla cu puterea de cumpărare a banilor este că ea va crește încet, adică vei avea prețuri pe piață care sunt în ușoară scădere. Deci cumva într-o economie firească te poți aștepta să ai o situație de tipul ăsta cu o mai mică sau mai mare deflație, care n-ar fi, -ar fi problematică. Asta spre a se contrasta cu ce se întâmplă ce se întâmplă în, în, perioada în care trăim. Trăim de, de mult timp, de, de multe decenii, într-o într, -o, într -o lume mai mult sau mai puțin inflaționistă. Acum mai mai mult inflaționistă. Deci știm, știm, foarte bine că suntem într-o perioadă în care prețurile cresc destul de accelerat. Și e de punctat lucrul ăsta, că nu este o necesitate, că nu este normalitatea, că nu au nevoie încă o dată antreprenorii de prețuri în creștere pentru a putea să prospere. Profituri se pot face și cu prețuri în scădere. Nu mai insist prea mult pe, pe chestiunea aceea, dacă, iarăși încă, dacă vreți discutăm la uh, întrebări. Uh, am atins deja discuția legată de cantitatea suficient, de orice cantitate de suficientă, întrebarea este dacă asta înseamnă că trebuie fixată masa monetară. Nici asta, nici asta nu, nu, nu rezultă. Adică nu, nu trebuie să cădem nici în extrema cealaltă în care statul, de exemplu, insistă să avem o, o cantitate fixă de bani uh, sau uh, inclusiv în scădere, cu toate că asta este uh, ar fi și cu, cu, complet în contrasens cu uh, beneficiile pe care le extrage de obicei statul din inflație. Uh, bun. Și acum să vorbim despre, ce, iarăși am atins un pic ideea asta de teorie cantitativă a banilor, care este formulată de monetariști, de exemplu, prost, în sensul că se vorbește despre relația dintre prețuri și cantitatea de bani și se spune că nivelul prețurilor este dependent de cantitatea de monede. Atunci când ea crește, crește și nivelul prețurilor. Exprimarea corectă a acestei teorii este că atunci când ai o cantitate crescută de bani în economie, vei avea prețuri care unele cresc mai repede, altele mai târziu, nu în același loc și în același timp. Deci vei avea o tendință generală de creștere a constelației prețurilor, dar nu se va întâmpla ca mecanic, ca în fizică, ca atunci când torni lichid într-o într cadă și crește, crește acel nivel. Deci prețurile nu cresc în felul ăsta și există ideea de Non-neutralitatea banilor. Am Da. Bun. Aici aș putea și chiar am să vorbesc despre legea lui Gresham, am despre ideea asta exprimată iarăși succint, care poate fi înșelătoare, moneda proastă, proastă o aruncă pe cea bună și te poți întreba, ok, de ce? Iarăși, e din cauza că lumea e defectă, e ceva problematic, e ceva inerent inerent problematic în economie. De ce se întâmplă chestia asta, ca moneda proastă să o arunce pe, pe cea bună? Uh, da, uh, să dispare de pe piață moneda bună și să rămână pe piață moneda proastă. De, de, de ce se întâmplă chestia asta? Uh, și răspunsul este că, de obicei, când se istoric, când s-a întâmplat așa ceva, a fost din cauza, din cauza controlului prețurilor. V-a vorbit puțin mai devreme despre, despre, situația asta, exact așa cum dispare, cum ai o penurie de, de, lapte pe o piață unde prețul laptelui e plafonat, atunci când plafonezi prețul unei monede pe o piață, va, fi o, va apărea o penurie de, de, acea, de, acea, monedă, pentru că oamenii nu vor, nu vor, vrea să mai dea o monedă pe care o percep ca fiind subevaluată. Dacă ei consideră că e mai valoroasă decât ceea ce pot obține în schimb, în schimb, pe piață, vor prefera, având o alternativă Și alternativa istoric relevantă Este cea bimetalistă Au circulat în paralel pe piață Aur și argint Poate nu doar aur și argint Poate a fost inclusiv o situație de trimetalism Adică să ai aur, argint, cupru intermediate, intermediate, Diferite monede intermediant pe piață Și se întâmpla Periodic, ba să dispară aurul de pe piață ba să dispară argintul De ce? Tocmai din cauza că statele, era un bimetalism etatic. Nu era, nu era o situație de, de piață în care piețele să aleagă liber, să, să schimbe cu două tipuri de metal monetar ci uh, statul să impună atunci când ele existau pe piață, un preț fix între ele. Și în funcție de cum evoluau datele pieței, se putea ajunge ca una din monede să fie sub, subevaluată sau cealaltă. Și cealaltă bineînțeles supraevaluată. Supra când când una e subevaluată, cealaltă se fie supraevaluată. Și ceea ce s-a era că moneda care era considerată mai puțin uh, în prisma prețului stabilit de stat era considerată supraevaluată, rămânea pe piață și cea care era considerată subevaluată dispărea pentru că oamenii nu voiau să piardă uh, făcând schimburi cu ea. Uh. Bun. Uh. Aș mai atinge de pe slide-ul ăsta doar discuția legată de suboptimalitate. Sub Îți poți, în lumina discuției pe care am avut-o mai devreme despre faptul că o singură monedă este suficientă, necesară și suficientă pe o piață, te întrebi, ok, dacă există mai multe tipuri de monedă pe o piață, nu știu, se, se fac tranzacții și în, lei, și în leu și în euro, sau se fac se face și în, într-un metal prețios și în altul, te întrebi, este asta o, o situație care trebuie iarăși. Eliminată e, e o situație de, de sub optimalitate. este cazul să intervină statul și răspunsul este că, în primul rând, trebuie să te uiți dacă nu cumva statul e deja prezent acolo și, din cauza aia, ai, ai un blocaj către o, o evoluție, din nou, către o cursă, concurență între monede și rămânerea unei a singure pe piață. Și dacă ai o piață liberă, îți poți explica existența asta ca pe un fel de asigurare contra posibilelor probleme atunci când una din ele își pierde, își pierde valoarea sau uh, nu știu, ajunge din cine știe ce motiv să devină inaccesibilă, să fie, să fie prea, prea uh, greu de obținut și de folosit. Da? Deci putem să privim ideea asta de sub, sub și de ca o formă de. Uh, ca o falsă suboptimalitate, da? ca o formă de prin care piața alege să uh, aibă o, o redundanță, ca, ca, o, ca o asigurare pentru, pentru situații excepționale. Uh, bun, și acum, încet, încet, ajungem către discuție pe uh, activitatea bancară, și aici uh, este un, uh, o schemă pe care uh, o folosește Mises, nu, nu desenează de el schema asta, dar este folosită la uh, cartea lui. Primul sau mare tratat, Teoria Banilor și Creditului, Theory of Money and Credit. Traducătorul face schema asta ca să explice mai bine ce vrea să spună Mises în, în carte și sau o variantă a, a, a schemei ăstea. Despre ce e vorba aici? Despre faptul că atunci când vorbim de bani și de forma în care apar pe piață, vorbim de monedă în sens restrâns și de substitute monetare. Deci, de multe ori, pe piață circulă. Nu ceea ce este considerat esențial uh, monedă, ci substitute pentru acel, uh, acel lucru. Și avem aici, în cazul. Uh, bun, deci avem uh, bani în, în sensul mai larg, bani în sens restrâns. Uh, categorisirea banilor în sens restrâns este în felul următor. Uh, bani marfă, și aici avem metale prețioase despre care am, am tot vorbit. Uh, putem avea alte feluri de, de monedă marfă, și aici. Uh, Aș include Bitcoin-ul. Apoi avem, avem, situația asta de bani, bani, credit, care este o categorie particulară, nu mai insist asupra ei, și monedă decret, monedă fiat, ceea ce avem acum pe piață. Leu, euro sunt monede fiat. Și poți să ai bancnote care sunt discreționare sau impuse de, impuse de stat. Poți să ai depozite bancare, ce deci iarăși este o formă de existență a monedei sau poți să ai uh, niște însemne, monede, uh, jetoane, să zicem așa, uh, monede uh, care nu sunt bancnote, cum sunt monedele pe care le ai în uh, buzunar. Titluri de stat, uh, nu. Nu. Titlurile de stat necirculând în mod uzual nu pot fi considerate monedă, sunt considerate niște active și chiar nu știu dacă se schimbă în mod uzual. Poate poate niște situații limită, așa cum sunt cele în universuri foarte constrânse sau concentraționare, poți să ajungi să ai. Apropo de monedă marfă, aici la altele poți să ai, în afară de metale prețioase, poți să ai țigări. Se vorbește. Se vorbește de etalonul Kent în perioada comunistă. Uh, uh, da, poate. Trebuie să vedem și acolo. Acolo a fost clar. Aia a fost o, o considerat mai degrabă un activ în care s-a investit mult. Nu știu dacă au și folos, fost folosit bulbii pentru schimburi uzuale, să, să, schimb, să schimb niște bulbi pe o casă, dar mă sună în care s-a întâmplat chestia asta probabil că au fost folosit și cu scop monetar. Dar în, lagăre, în lagărele de război sau în, în închisoare avem țigări care sunt folosite uh, pentru, pentru schimburi Și atunci e o formă de monedă marfă și se, se clasifică aici Partea interesantă care ne deschide discuția către uh, activitatea bancară Tot la da? De ce ai include tu bitcoin în zona aia? Care e utilitatea lui? Știam că nu trebuie să zic Bitcoin <laughs> 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 da, nu. O lăsăm la Q&A? O lăsăm la Q&A? Dar să ținem Da. ce? De cadele de acționare alimentar, sau alimentar, sau alimentar, să la alimentare sau la companiile de statul călătorii care se tranzacționau în piețe? Eu nu le-aș pune la monedă, le-aș pune la mijloc de schimb. Adică, când vorbești de bani, trebuie să fie moneda care este folosită aproape peste tot. Adică, nu știu, poți să spui la un moment dat, lei și euro sunt bani pentru că cumperi case cu euro, cumperi, nu știu, vacanțe cu euro, cumperi diferite lucruri cu lei în mod uzual. Dacă se cumpărau în mod uzual cu alea, ok, le poți spune că au avut un rol monetar, dar nu prea cred. Adică, atunci. Ele se vindeau pentru că nu exista o piață secundară pentru ele organizată în altă parte. Se vindeau, chit că într-adevăr, atunci erau și în piețe erau valutiștii care făceau același lucru. Poate chiar ei vindeau și una și alta, cu toate că nu mi-aduc aminte cred că erau separați cei care tranzacționau certificatele alea. Și oricum a fost, un, a, a fost un fenomen, da, a fost un fenomen limitat. Exact, exact. Asta zic că nu existau. Exact, s-a făcut, făcut o privatizare, au fost date acele certificate și. Uh, dar e subiectul unei alte discuții. Din cauza unei privatizări defectuoase, care nu a gândit și o piață secundară, a apărut spontan piața aia secundară pe, uh, pe stradă, așa. În mod normal, ar să fi să fie un pic altfel organizată, poate. Uh, dar, ok, deci ziceam că se discuția discu discu asta cu subsidiile monetare ne, ne deschide calea către, către uh, discuția despre bănci și activitate bancară. Uh, dar hai să vedem ce înseamnă substituțiile monetare. Uh, pot fi, sunt practic niște titluri, ca atunci când uh, te duci și lași ceva la o. Uh, te duci la, la gară, îți lași bagajul în, uh, în seiful de, de bagaje și primești uh, un jeton sau o, o chitanță de la acel seif, în baza că, căreia uh, tu sau îți certifică sistemul care îți face păstrarea asta, certifică faptul că ai un drept să ridici bagajul, că e al tău. Da? Deci există o legătură, e un titlu de proprietate. Da? Un titlu de proprietate. Deci substitutele monetare sunt sau ar trebui în principiu să fie titluri de proprietate asupra banilor propriu ziși. Și mult timp, atunci când funcționa etalonul aur, de exemplu, funcționau banknote pe care îți scria că sunt titluri de proprietate către o anumită cantitate de aur și ale erau substitute monetare. Da? Ei, Mises vorbește despre certificate monetare și monedă fiduciară. Da? Monedă care se bazează pe uh, încredere sau, uh, să zicem. Uh, bun. Uh, ideea, ideea, vreau să fac acum o, o trimitere la, la care este etimologia cuvântului fiduciar, dar, în, în esență. Distinția dintre cele două este că certificatele monetare, fie că apar ca bancnote, fie că apar ca depozite bancare, fie că apar încă o dată ca monede pe care le țin buzunar, că poți să ai o monedă de cupru care să nu, ca să nu circule uh, ca uh, monedă marfă, ci să circule ca token, ca uh, titlu de proprietate către o uh, monedă dintr-un de, alt de, 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 de metal prețios. Uh, și dacă vreți uh, să. Uh, da, poți să ai, Hai să fac și, și asta acum. Poți să ai uh, un jeton de cupru care să fie ca un fel de uh, imprimare pe o substanță care de data asta se întâmplă să fie un metal. Uh, putea să fie pe o hârtie, deci putea să fie o bagnotă către o monedă în sens restrâns care să fie chiar imaterială. Deci poți să ai o criptomonedă care alege să emită niște, niște, jetoane care să fie din metal. deci o, o situație paradoxală. Dar de ce mai multe ori, istoric, ce s-a întâmplat? Adică nu e paradoxală, e particulară, o situație particulară perfect posibilă. De ce mai multe ori ce s-a întâmplat pe piață este că aveai monedă metale prețioase, și pe pentru acele metale prețioase, niște terțe părți îți emiteau, sau mă rog, niște păstrători, niște păstrători de, de monedă îți emiteau substitute, care substitute puteau fi atunci când ele erau perfect acoperite, puteau fi depozite bancare, bancnote sau jetoane monede, monede de, de alt metal. Și când nu erau perfect acoperite, uh, uh, era un mix între uh, mijloace fiduciare și uh, certificate monetare, pentru că mijloacele, mijloacele fiduciare se disting de celelalte titluri prin faptul că nu, nu există acea acoperire. Deci sunt niște titluri emise pentru care păstrătorul care ar trebui să-ți dea atunci când când te duci cu titlul să ridici, nu-ți dă nimic. Cu alte cuvinte, e ca, ca, să folosim din nou acea analogie cu seiful din gară, te duci și te lași bagajul acolo, primești o chitanță. Dacă cineva pe partea cealaltă ție bagajul și când te vei duce cu chitanța înapoi, vei găsi seiful gol, asta înseamnă că tu, de fapt, ai un, un titlu fiduciar. Adică, în termeni misesieni. Da? Neacoperit. Un titlu neacoperit. Chitanța aia Adică o nu are. Intenția precum cea pe care ai primit-o tu a mai primit și altcineva? Posibil. E posibil să mai primească și altcineva? E posibil să mai primească altcineva? Sau e posibil să fie o situație de genul ăsta, în care pur și simplu nu mai există acolo. Bun. Și trecem la discuție despre, despre bănci, despre activitatea bancară. Și aici important este de spus că. Sunt două tipuri de activități pe care activitatea bancară sau două tipuri da, de afacere asta bancară, în mod tradițional, a două funcții economice foarte diferite de una de alta. Foarte diferite de una de alta. Pe de o parte, îți oferă un serviciu de uh, securitate, un serviciu de păstrare uh, și asta este depozitarea, serviciul de depozitare și pe de altă parte face un serviciu de intermediere a creditului. Cele două nu trebuie să fie, uh, uh, sau trebuie făcut o distinție clară între cele două Pentru că de foarte multe ori când, te, când ai un, de, un, un depozit la vedere, de exemplu Tu să ar putea să vrei de la bancă pur și simplu să-ți păstreze Ca să nu ai risc de a, de a fi călcat de hoți Sau uh, ca, ca să-ți fie ușor să faci tranzacții Să nu te duci cu punguța cu doi bani uh, la bancă de fiecare dată când ai de făcut o cumpărătură să, ții, să faci contractul ăsta cu bancherul în care el îți ține banii și îți face inclusiv un serviciu de tranzacționare, adică face plăți pentru tine și inclusiv încasări pentru tine în contul tău. Asta ne presupunând că tu renunți vreodată la dispoziția asupra acelor sume. Deci, e un, asta un contract, e un contract, un serviciu de depozitare pe care ți-l face bancherul. Pe de altă parte, ai instituția intermedierii de credit în care bancherul se comportă ca un partener al tău în dorința ta de a economisi. Deci în momentul în care vrei să pui niște bani deoparte, vrei să renunți la disponibilitatea banilor, la dispoziția asupra celor bani, nu mai vrei să faci plăți în mod uzual cu ei, să-i ai la dispoziție pentru cine știe ce situații de incertitudine și ești absolut sigur că cel puțin pentru un timp care poate fi, nu știu, o săptămână, trei luni, un an, nu vei avea nevoie de, ba de acei bani și Vrei să îți optimizezi uh, uh, situația materială și să obții un randament de pe urma uh, acelor bani. La exact. Deci, faci un. creditezi pe altcineva, da, faci un depozit la termen cu care banca, după aia, uh, poate opera mai departe. Deci, uh, face credite, deci le poate, poate da acei bani la termen mai departe. Lucru pe care, uh, prin natura economică a uh, relației de depozitare, nu ar trebui să-l poată face. În momentul în care mergi la bancă și ceri să-ți uh, păstrezi acei bani, uh, oricând la vedere și uh, la, la, valoare, uh, la întreaga valoare, uh, ca tu să-i poți, să poți dispune de ei, e clar că banca nu ar trebui să-i dea cu credit mai departe, pentru că nu poți și să ai banii dați cu un împrumut și să-i folosești. E, trebuie să alegi ce faci. Uh, dacă Stai pe scaun, trebuie să te gândești, sau mă rog, dacă te ridici de pe scaun și, uh, nu, și vrei să te gândești că s-ar putea să te așezi oricând înapoi, apoi scaunul ăla trebuie să stea liber pentru tine. Nu, po nu poți să zici, ok, stai tu pe scaun și s-ar putea să mă așez și eu. Uh, nu poți, dacă nu cumva vrei să stai în brațele celui care se așează. Uh, ok... Uh, Cred că am atins câteva din discuțiile de pe slide-ul ăsta. Câteva precizări referitoare la intermedierea creditului. Da. N-ai lămurit aspectul. Eu știu ce înseamnă. Da. E exact activitatea asta de când pot să-ți dau, să dau un împrumut direct, să fac un împrumut cu tine și să zic, uite, dai, îți, dau, îți dau o sumă de bani și îmi dai peste un an suma de bani plus 10%. Uh, sau pot să nu vreau să-mi bat capul cu chestia asta, să caut de viitori, să stau să urmăresc, să mă gândesc când a trecut anul la uh, și așa mai departe. Și atunci merg pur și simplu la cineva care cu, e specializat de pe activitatea de asta. Piața celor care au nevoie de bani. Deci nu trebuie să te întâlnești tu cu toți potențialii împrumutați și face bani ca acest serviciu în numele tău. Da. Asta fiind vorba de depozitul la termen. Da. Deci e mare distinție într-adevăr. Într forma în care se manifestă depozitarea versus intermediarea de credit este în, în ce ar trebui să fie două instrumente distincte, pentru că, și asta încerc să spun, au naturi economice distincte. Depozitul la vedere versus depozitul la, la termen. Bun. Și am, am aici pe slide și un citat din hans Mahope care, practic, spune. Uh, de ce, de ce moneda este bunul prezent sau bunul cel mai lichid prin, prin excelență? Că cu, cu bani poți să rezolvi în mod optim și cel mai bine situația de incertitudine. Deci, dacă te gândești că nu știi dacă vei avea nevoie să-ți schimbi deciziile de afaceri, ai, ai, ai o situație din asta, moneda e cea care răspunde la, la problema asta. Cel mai bine. Dacă ai orice alt, tit orice alt titlu care are mai puțină, uh, o cerere mai puțin lichidă, ce înseamnă lichiditate în ultima instanță? Faptul că reușești să vinzi bunul, marfa asta, uh, în cantități relativ mari pe piață, dacă te decizi să faci asta și relativ repede, fără să ai parte de pierderi mari. Deci fără să suferi pierderi mari. Pe deosebire la, la aspectul celălalt al lichidității, dacă vreți, este un imobil. Pe care dacă vrei să-l vinzi repede, nu vei putea să-l vinzi la, la, la valoarea uh, pe care ai obținut-o dacă ai mai aștepta. Deci, uh, uh, moneda este cea care se achită cel mai bine de uh, funcția asta, de sarcina asta de a răspunde la, uh, la incertitudine. Uh. Bun. În ceea ce privește titlul de proprietate, substitutele monetare despre care vorbeam mai devreme, este de, reținut faptul că atunci când ai o situație în care mai multă lume de pe piață apelează la intermediar la bănci pentru a depune moneda și a primi în schimb certificate monetare, se schimbă structura monedei care circulă pe piață. Deci când ai, de exemplu, un metal prețios și bancnote de hârtie care sunt titluri de proprietate asupra acelor bancnote, vei avea mai puține schimburi în uh, fizic, pe piață, uh, sub formă de uh, monede, de metal prețios uh, și mai multe cu bancnote, dar uh, în esență nu se schimbă cu nimic cantitatea de bani în numărul de unități monetare care intermediază schimburi pe piață. Deci nu, nu, este afecta, nu se schimbă masa monetară și nu, este, nu sunt afectate uh, prețurile. Deci se schimbă structura, dar nu și cantitatea de bani. Uh, e de așteptat ca certificatele monetare să fie, practic, din punct de vedere al uh, pieței, indistincte ca, ca valoare de uh, moneda uh, propriu-zisă. Să fie indiferent pentru cineva dacă primește un substitut versus, uh, versus monedă, monedă în sens restrâns. Uh, am discutat chesti chestiunea că proprietatea. Uh, asupra banilor rămâne permanentă la deponent. Există doar un transfer de posesie către bancă. Apropo de ce discuții erau mai devreme cu chiriile și proprietatea. Bun. Și o chestiune interesantă aici este că tipul ăsta de relație contractuală cu banca implică un cost pentru bancă. Depozitarea, certificarea, gestiunea, intermedierea plăților atunci când tu ordon chestia asta, încă o dată, important, deci nu să dea credite în numele tău, ci pur și simplu să intermediezi plăți pe care, uh, cu care tu să. în baza unor uh, înscrisuri pe care tu le uh, dai băncii, uh, toate astea ar trebui să fie un cost pe care e natural ca banca să-l ceară de la deponent. Uh, deci, depozitele la vedere ar trebui să implice Comisioane pe care deponentul le plătește băncii, în oglindă cu depozite la termen, unde, practic, ceea ce face banca, modul de business acolo, este că nu te taxează pe tine sau nu -ți ia ție costul ăsta pentru serviciul pe care ți l oferă, ci uh, îți uh, în. în, în Ideea că ea de la tine cu o dobândă, îți plătește ție o dobândă pentru, pentru suma pe care o economisești și urmează să dea banii cu o dobândă un pic mai mare și din ecartul de dobândă, deci din, din diferența de dobândă își obține profitabilitatea. Dar e clar că relația ta cu banca în momentul în care economisești este că primești ceva în plus, primești o parte din randamentul pe care îl obții în virtutea din dobândă. Că dobânda, în ultima instanță, asta înseamnă o, înseamnă o recompensă pentru așteptare. Deci este un, un fenomen legat de, de preferința de timp, de faptul că e mai valoros pentru, pentru cineva să obțină acum controlul asupra unor resurse Versus să le obțină mai târziu și faptul că tu pui la dispoziție puterea de cumpărare asupra acelor resurse acum altcuiva Ar trebui să îți dea un câștig deci, la depozitele la vedere ar trebui să plătești, la depozitele la, uh, la termen ar trebui să primești dobândă uh, Și la, la, la depozitele la vedere ar fi impropriu să spui că plătești tu o dobândă, pentru că nu e vorba de, de fenomenul ăsta Nu ai o intermediere în timp acolo. Dobânda e legată încă o dată de uh, schimburi, le zice Mises... Uh, 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 din timp, in time, da, mă gândeam la expresia, da, intertemporal. Deci, practic, la depozitul de, de monedă nu ai astfel de, de schimb intertemporal. Deci, încă o dată, insistăm pe ideea asta că sunt două chestii complet diferite, două activități de natură complet diferite pe care le face banca și un lucru interesant pentru că. Uh, nu știu, cred că greu mai găsești alte uh, Afaceri specializate care să fie așa împărțite, deci să aibă tipul ăsta, natura asta duală. Înseamnă asta că ar trebui băncile să fie segregate pe, pe, pe chestia asta, nu neapărat. Deci e o întâmplare, cred, legată de specificul monedei și schimburilor și esențelor economice, să zic așa, că băncile fac așa ceva și ce e interesant e că dacă o bancă, de exemplu, ia depozite la vedere și nu-ți cere un comision, asta nu înseamnă neapărat ceva rău. De regulă, istoric, a însemnat. Și poate ajungem și la chestiunea asta. Dar nu trebuie neapărat să însemne ceva rău. E, e posibil ca un business să-ți subvenționeze un anumit serviciu pentru că câștigă la tine pe, pe, altă, pe altă parte. Deci e posibil să ai poziție la vedere care să fie absolut în regulă, să nu fie ceva suspect acolo dacă nu plătești pentru, pentru ele. Dar istoric, de regulă a fost. Și aici o să intrăm, începem să intrăm deja în discuția legată de rezerve fracționare. Nu e foarte clar Simența. ce înseamnă depozit la termen, dar nu e clar ce înseamnă depozit la vedere. Sunt deci, pur de simplu banii pe care nu un cont și da. În principiu, banii pe care, da. care, da. Banii pe care îi ai pe card, care nu sunt dați cum prumut, în teorie nu ar trebui să fie. Ai da, îi ai, da, pe cardul de debit, să zicem așa. Da? Ăla e o, formă de depozit la vedere. Dar, bineînțeles, depozitele la vedere pot să apară iarăși sub diferite forme. Adică, înainte erau operate prin cecuri nu trebuie să fie neapărat sub forma asta de monedă electronică. Poate să fie. Mai mult și în definirea dobânzii originale, ca diferență de preț, multă lume crede că, că dobânda la do prețul banilor. Și... Da. Foarte da, mi se simt. Mi se simt, se simt aici a trebuie făcute niște distinții. De da. Uh, uh, am, am, am Penel cam zis că e fenomenul ăsta al preferinței de timp care, care se demonstrează economic și care Uh, și al cărui uh, manifestare este, este dobânda originară pe piață, după cum bine ziceai. Uh, insistă și mizez și economiștii austrieci asupra faptului că prețul banilor uh, e cu totul altceva, nu e. Nici, dobânda nu este nici prețul capitalului, nici prețul banilor. Uh, prețul banilor este puterea de cumpărare de care vorbeam mai devreme, adică faptul că o monedă poate cumpăra o, anum o anumită cantitate de bunuri. Deci, dobânda ar fi un preț al timpului dacă vreți, un preț al dispoziției de pe piață de pe o anumită piață, dintr o anumită economie de a aștepta. De a controla acum niște bunuri de capital versus a le controla mai târziu. Deci, asta ar fi, asta ar fi, asta ar fi, asta ar fi sub. Da, asta ar fi. Da. Deci nu e prețul banilor. Prețul banilor e puterea de cumpărare, cum ziceam mai devreme. Adică așa cum o pâine te costă 10 lei, prețul monedei ar fi 1 pe 10 pâini. Și nici prețul capitalului, pentru că dacă înțelegem capitalul ca o colecție de bunuri de capital, practic prețul capitalului este, nu știu, când vinzi o unealtă cu o anumită, o anumită sumă. Aia ar trebui să fie prețul capitalului. Deci... Astea sunt, da, sunt niște uh, niște clarificări terminologice utile. Acum, ce știm că s-a întâmplat în istorie este uh, o pervertire a instituției acestea a uh, substitutului monetar. Adică, în mod tradițional, băncile au ajuns să emită aceste chitanțe pe care, pe, pentru care nu aveau acoperire uh, completă sau poate chiar deloc, de să transforme substituțiile monetare din certificate în mijloace fiduciare sau în mijloace din ce în ce mai fiduciare, să zicem că nu poți să știi în momentul în care ai o bancnotă în buzunar, până nu te duci la bancă să-ți iei banii, tu nu știi dacă acolo bancnota ta are o acoperire de 100% versus 0. Da? Dacă te duci la bancă și mai primești, nu știu, ai 100 de unități monetare pe bancnotă, te duci la bancă și ceri să primești cele 100 de unități monetare și le primești, atunci știi că ai avut acoperire 100%, ai avut un certificat monetar în buzunar. Dacă te duci la bancă și banca zice, îmi pare rău, dacă vrei să mai vezi niște bani, îți dau doar 70. Atunci tu știi că ai avut un, un, un substitut monetar care era 30% mijloc fiduciar, după schema aia, versus certificat monetar doar în măsură de 70%. Piața nu, nu, nu se poate spune că a existat istoric o preferință de, demonstrată ca oamenii să opereze cu cu mijloace fiduciare. E și natural, de altfel. Adică te-ai întrebat de ce vor oamenii să se păgubească singuri, de ce, de ce ar accepta așa ceva. Însă, a fost clar o tendință a autorității, a statului, a a monarhului, a diferitor forme care se manifestă puterea, agresiunea în, în societate, de a uh, perverti instituția monetară, de a perverti activitatea bancară și moneda, uh, prin, uh, uh, în perioada de, de, de dinaintea folosirii pe scară mai largă a substitutelor monetare, pur și simplu prin alterarea conținutului de metal prețios al monedelor, regele, chema, chema în tot regatul. Uh, spunea că trebuie să ajungă uh, monedele de aur sau argint uh, la monetărie pentru a fi bătute cu, nu știu, o efigie un pic diferită uh, sau pentru alte motive. De multe ori, când se întâmpla chestia asta, plecau banii înapoi uh, cu conținut mai mic de uh, metal prețios pentru că asta era forma prin care uh, regele extragea din puterea de cumpărare a societății. În momentul în care dai înapoi doar 90% din cantitatea de argint dintr-o monedă păstrezi restul de 10% tu ai toată acea putere de cumpărare pe care poți să o folosești pe piață și aici ajungem hai poate în momentul acum să discutăm despre uh, efect can cantilon sau cantion uh, despre redistribuție, despre faptul că Ăsta a fost un motiv important pentru, pentru această pervertire a, a monedei, pentru involuție monetară, care de multe ori a, a fost. a mers în paralel sau a întrerupt evoluția monetară. Pervertirea, pervertirea instituțiilor monetare și bancare. Faptul că cel care face tipul ăsta de alterare, fie falsificând certificatele fie deci alterând substitutele monetare fie făcând tipul ăsta de uh, scăderea cantității de metal prețios din monedele bătute are de câștigat pentru că intră pe piață la prețuri uh, la prețuri vechi. Uh, ajung și la la slide-ul ăla. Hai să vedem ce mai pot spune acum despre uh, despre faptul că uh, piața monetară ajunge să fie monopolizată de stat. Uh, da, crește cantitatea, crește, crește cantitatea în virtutea teoriei cantitative a banilor, ajunge să scadă puterea de cumpărare. E, și ziceam, și că am atins și punctul ăsta, că statul controlând masa monetară, ajungând să controleze masa monetară, având un monopol pe producția de bani, poate să o și crească, poate să o și scadă, dar că motivele puternice sunt spre creștere, nu spre scădere are, costuri foarte mari atunci când, scade, are, are câștiguri mari atunci când o crește. hai să vorbim și despre bunuri prezente versus bunuri viitoare. Ca să precizăm scurt de tot, doar că sunt un apanaj terminologic al discuției pe care am avut-o mai devreme despre preferința de timp, da? de, a deține acum, a avea acum controlul pe, anumit, pe, anumit, bun versus la avea mai târziu. Bunurile viitoare sunt cele pe care le obțin mai târziu versus bunurile prezente. Atunci când sunt confundate sau amestecate deliberat cele două instituții, depozitarea la vedere cu depozitarea la termen, apare dubla disponibilitate. Adică e posibil, de exemplu, pentru un bancher să, să facă următorul lucru: să primească bani de la un client și să emită o chitanță și, în același timp, să emită o chitanță neacoperită pe care, cu care să cumpere, să apropieze resurse de pe piață. Deci să o dea altui client fără acoperire, în schimbul, nu știu, unor servicii sau unor bunuri. E posibil să se întâmple lucrul ăsta tehnic și altfel, ne emițând chitanțe fără acoperire, dar pur și simplu extragând din cantitatea depozitată de metal în sens restrâns și folosind-o pe aceea, adică, nu știu, clasic, de exemplu, dacă faci o inflație care e pe plan local unde ești relativ cunoscut ca banchier, poți să o faci pe bază de chitanțe. Dacă tu vrei să-ți cumperi ceva din import, de unde lumea nu prea te cunoaște, nu-ți cunoaște reputația de banchier, atunci cel mai probabil vei avea nevoie de moneda în sens restrâns care este recunoscută. Deci dacă ai aur sau argint, metal prețios și vrei să cumperi de la distanță, de unde nu, ești, nu ai o reputație, chitanțele tale acolo s-ar putea să nu circule. Dacă vrei să faci inflație local, poți să o faci pe bază de chitanțe. Nu contează. Cele două maniere duc la același rezultat. Vei avea o bancă care nu este în stare să se achite la vedere de toate obligațiile, este o fraudă față de clienții tăi. Rezervele fracționare sunt o formă de fraudare și, în ultima instanță, o formă de de furt și, evident, o agresiune față de. Deci nu mai este o relație contractuală voluntară, nu mai, nu mai face parte din sfera capitalistă, să zic așa. A, a în termenii a da, ceea ce am discutat zilele astea aici, nu mai, nu mai e parte din uh, tipul de, de relații voluntare din economia de piață liberă, ci are, uh, altă, uh, are alt aspect. Uh, în momentul în care fraudezi, uh, furi, uh, e, o, e o formă de agresiune, deci uh, e, e din zona socialismului, e din, din specia socialismului. Bun. Și problema asta cu dubla disponibilitate și cu rezele fracționare ne duce, ne duce mai departe către uh, chestiunea ciclului. Uh, dar aici aș mai menționa uh, doar că băncile care fac tipul ăsta de activitate se fragilizează instant. Deci, în momentul în care fac lucrul ăsta, băncile se expun pentru că ele devin instant falimentare. Deci, în momentul în care tu ai niște datorii față de. datorii, uh, poate că nu e cuvântul potrivit aici, ai niște obligații contractuale față de clienții tăi pe care trebuie să le stingi la vedere și uh, imediat, adică la. la Cantitate întreagă și imediat, și nu ai rezervele pentru a face lucrul ăsta, pentru că le-ai folosit în scop propriu, atunci e clar că, în momentul în care dorește clientela ta să stingă relația contractală cu tine în totalitate sau într-o măsură suficient de mare, tu poți să ajungi la momentul în care să spui: Nu pot să plătesc pe toată lumea. Deci, ești, ești, se, se vedește. Se, ve se dă pe față faptul că ești în, în situație de rezerve fracționare Pe de altă parte, practica asta a putut fi uh, viabilizată Sau a prins chiar și a mers pe piață și poate merge Pentru că atat, atât atât cât ai o reputație ca banchier uh, Și nu vine toată lumea la tine să-și stingă acele obligații Deci oamenii au bani de puș la bancă Mizează pe faptul că banii ăia sunt acolo Că pot face schimburi cu ei că oricând merg la bancă pot obține banii, dacă doar, nu știu, 10% din clientelă face chestia asta în mod uzual și banca își poate, își poate face socoteala și de obicei bancherii chiar au făcut chestia asta, își face socoteala că poate păstra numai 10% sau poate 15%, 20% ca să aibă acoperire pentru că business as usual e undeva pe la 10% și niciodată nu o să aibă problemă. Poate să dea banii diferența de 90%, o dă cu împrumut, o folosește în scop propriu și lasă că pune banii înapoi mai târziu și totul va fi în regulă. Scenariul în care se bazează pe impropatit e ca o, un eveniment care creează o lovitură de incredere Da. Mare masa clientele și produce un așa-numit bank run sau fuga la bancă, nu se va întâmpla. Ei se bazează că așa ceva nu se întâmplă. Dar s-a da, întâmplat. Da, s-a întâmplat în mod frecvent. Nu nu e ceva, nu e ceva, uh, care să nu se întâmple. Băncile, o bancă uh, zdravănă ar trebui să uh, în momentul în care se întâmplă așa ceva, ar trebui să poată preschimba imediat titlurile care sunt certificate monetare să le să le preschimbe imediat cu rezervele și nu se întâmplă nimic. Îi scade foarte mult cantitatea de depozite, își atrage titlurile înapoi pe care le, le, poate distruge și aia a fost. Bineînțeles, nu vorbim de credite. Deci dacă tu ai un credit la bancă, dar deodată te hotărăști că voi, nu mai vreau să fac economisire, aia vreau să iasă din contractul de economisire, atunci tu ești cel care are niște pretenții nefondate, pentru că în baza contractului ai scris băncii că îi dai banii pe un an. Dacă tu te duci peste o lună și zici dăm banii acum înapoi, banca o să spună de unde ți-i dau. Nu ne-am înțeles că ți-i dau peste un an. Sunt dați cum împrumut i-am dat unuia care și-a cumpărat, nu știu, un joagăr până și amortizează joagărul ăla și obține profitabilitate de pe urma lui și vine să mă plătească, trebuie să treacă un an, pentru că și eu i-am dat lui randul meu pe o perioadă de un an. Deci, cum să-ți dau eu ție, du-te și ei joacă dacă vrei, discută cu el. Cu totul altă discuție, la mine nu mai vii. Pe când dacă ai depozit la, la, vedere, tu ai o creanță asupra băncii care este uh, valabilă imediat, nu peste un an. Bun, se vorbește de dublă disponibilitate, de fapt ai eu în, în practică poți să ai o multiplă disponibilitate asupra banilor, pentru că ai un, 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 un multiplicator bancar, se numește, o situație în care dacă ai mai multe bănci și ai rezerve de 10%, încă o dată să dau exemplu ăsta, dacă banca folosește 90% din rezerve și dă cumprumut în piață, altă bancă s-ar putea să folosească și ea 90% din acei 90% și se ajunge la situația în care, la limită, în baza unei practici de 10% pe piață, de fapt, cantitatea de bani care ajunge să fie întoarsă în economie, deci injectată în economie lichiditățile, masa monetară în sens larg, ajunge să fie 1% asupra rezervei. Deci dacă ai 10%, poți să ai, teoretic, până la, până la de 10 ori mai multă cantitate de bani pe piață în virtutea acestei practici. Da. da uh, da, 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 da. Principalul mobil, încă o dată, este, este inflația și ajungem, uh, poate că ar fi trebuit să ating mai devreme în economia prezentării uh, redistribuția inflaționistă, dar ajungem la ea. Uh, sper. Așa. Redistribuția inflaționistă. Da? Uh, are loc întotdeauna când este crescută masa monetară. Da? Deci ăsta este motivul cel mai vechi, da? cel mai vechi motiv pentru inflație, care a existat de când, de când moneda, de când, de când, lumea, pot să spun, de, măcar de când economia, de când, da, de când schimburile indirecte, să zicem așa. Atunci când este crescută masa monetară, cel care face chestia asta intră la început în posesia banilor noi. tu creezi bani. Da? Fie că o creezi cu tiparnița, fie că o creezi prin acea alterare a monedelor de care ziceam mai devreme și extragerea metalului din monede. Care este marele privilegiu? Atunci când ai bani noi, tu sau cei care intră mai devreme în posesia banilor pot acționa pe piețe la prețurile care există. Făcând asta, ei licitează prețurile în sus. Cu banii cei noi, la prețurile vechi, cumperi diverse lucruri pe care înainte nu, nu, nu puteai să le cumperi pentru că nu aveai acele venituri crescute. Cei care intră mai târziu în posesia noilor bani, o fac când prețurile deja sunt crescute pe piață. Nu, încă o dată, nu toate în același timp, nu toate în aceeași proporție, nu toate în aceeași, în aceeași măsură. Unele prețuri s-ar putea să nu, să nu crească deloc, cu toate că crește masa monetară. Deci totul depinde foarte mult de cum se manifestă cererea și oferta pe piață pentru diferitele diferite produse. Deci asta e sursa non-neutralității banilor. Dar e clar că prețurile au o tendință generală de creștere atunci când sunt mai mulți bani pe piață. Încă o dată, ceteris paribus. Deci trebuie să ținem cont de, și spunea și Vlad mai de, în prezentarea lui, că poți să ai, parcă ziceai, nu? Cred că ai atins chestiunea asta la un moment dat, că poți să ai o situație în care... Uh, uh, să-ți crească inflația pe piață, inflație în sens monetar, să crească masa monetară și totuși prețurile să nu crească neapărat. Și asta a fost, de exemplu, situația din marea criză, din 29-30. Avea o relativă calmie pe aparent, așa la suprafață, pe piețe. Prețurile nu creșteau, dar în spate exista o inflație monetară dublată în același timp de o rupere a clauzei i E adevărat. da, 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 ajungem, ajungem, ajungem și la situația asta. De ce se întâmplă o situație de tipul ăsta? Invalidează teoria cantitativă a banilor de care vorbeam mai devreme? Nu, nu o invalidează pentru că, de fapt, nu ai spari bus acolo. Dacă ai și bunuri mai multe, productivitate în creștere în economie și cantitate de bani în creștere, atunci pe piață se întâlnesc și cantități mai mari de bunuri și cantități mai mari de bani. Și atunci, prețurile s-ar putea să stea pe, pe, unde, pe unde sunt. Dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Uh, redistribuție inflaționistă chiar și atunci uh, Numai că uh, nu, uh, nu este, 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 discuția este contrafactuală da? Ai, ai putut avea prețuri mai mici dacă nu ar fi crescut masa monetară, nu le ai mai mici uh, cei care au intrat pe piață uh, mai devreme intră cu niște bani mai mulți, tu nu vei avea venituri, nu vei avea venituri în creștere. Uh, deci, cei care intră la urmă în posesia noilor bani, dacă intră vreodată, mai pot acționa la prețuri care au fost deja crescute de acțiunea celor care au intrat prin. Deci, asta înseamnă, în termeni de venituri reale, că unii devin mai bogați, cumpără cu bani noi la prețuri vechi, pentru că acum pot controla resursele pe care le pierd alții care devin mai săraci, cumpără cu bani vechi la prețuri noi. Și asta e o chestie pe care a discutat-o printre alții timpuriu Richard Cantillon sau Cantillon. Și de asta se numește și efectul cu numele lui. Putem zice că care intră în posesia banilor sunt în general salariați? Da. Da. Ce este o, o, o vorbă veche că de inflație suferă de cele mai multe ori văduvele și preoții. Sau profesorii și preoții, se mai întâmplă. Da, cei care au venit-o relativ fixe, salariații, dar, încă o dată, dacă salariații au în spate niște sindicate. Dacă salariații au un spați. Pot să fi. În riscant, în sectorul bancar, de exemplu, poate fi să fie Exact. Dacă ești salariat în IT, de exemplu, și ai obiceiul să schimbi, să schimbi jobul foarte frecvent, atunci s-ar putea să nu fii dintre cei care. Hai să zicem cei care au venituri relativ fixe. Dacă ești bugetar de multe ori. Cu toate că, uite, în ultimul timp la noi nici măcar asta nu trebuie să fie neapărat așa. Salariile salari, la. Salari... Salari la stat au crescut mai mult decât bugetare, iar dar în timp sectoarele bugetare bine conectate la expansiunea monetară. nu, și poți să faci poți să construiești inclusiv un caz și cred că e destul de relevant pentru noi în ultimul timp, în care veniturile reale de la stat au crescut sunt mai mari decât veniturile de pe piață. Deci poți să ai inclusiv situația în care toți bugetarii pot primi venituri relativ de vreme în toată, în toată situația asta și să ai alte categorii cu venituri fixe. Ce Răspunsul cred că cel mai corect este că, depinzând de datele pieței, vei avea categorii care vor fi perdante din, din procesul ăsta și categorii care vor fi câștigătoare, dar trebuie să vezi datele pieței. Deci, doar văzând anume cum anume se întâmplă treaba asta, pot spune ceva. Ar fi preponderent cei care intră prin poziția banilor. Hai să zic, hai, cu, cu, siguranță, da, exact. Deci cei care sunt, bineînțeles, tipa, cei, care, cei care controlează tiparnița de bani, că e clar că își vor, își vor opri sau nu știu cât de clar, dar e foarte intuitiv că vor avea, vor, se vor înfructa din, această, din acest proces. Da? Poți, poți să construiești un exemplu în care ai, nu știu, o bancă centrală care Îți face inflație, dar nu dă, nu-și dă, nu-și din, nu din banii aia noi, ci dă mai departe către, către stat ca să plătească, nu știu, firme, companii de stat care sunt găuri negre. Și atunci, salariații din acele companii de stat să fie cei care au creșteri și intră primii și poate că angajații băncii centrale sunt printre cei care intră ultimii. Dar e complet contraintuitivă chestia, că e clar că cei care sunt cei care controlează monopolul sau sunt în frunte acestui socialism monetar, pentru că despre asta vorbim, când vorbim de toată situația asta, arhitectura monetar-bancară actuală, vorbim de un socialism monetar. Deci intră sub, încă o dată sub specia asta a socialismului și e clar că cei care controlează socialismul vor fi, vor fi dintre cei care se vor îmbuiba de, de, de practicile astea. Efectul Redistribuției inflaționiste e garantat. Se va întâmpla întotdeauna. Deci, întotdeauna când crești masa monetară, vei avea pe unii care vor fi câștigători în urma efectului și pe unii care vor fi perdați. Un alt efect care e posibil să apară și foarte probabil să apară este ciclul economic. Deci Și la asta ajungem în, în final. Deci, discuția asta despre crize și recurența lor și recesiune, etc. Și vorbeam tot așa în discuțiile particulare pe care le aveam despre uh, economiști care vorbesc despre economia crizelor, că apare această economia a crizelor. Dacă este să fiu un pionier al economiei crizelor, aș zice că Mises este. Pentru că Mises, în teoria banilor și a creditului, a reușit să integreze analiza banilor cu analiza subiectivă a valorii. Și integrând-o, a reușit să obțină niște, niște teoreme și adevăr descoperiri despre felul în care este afectată activitatea economică atunci când inflația este injectată într-un anumit fel în, în piață. Și cred că a atins iarăși discuția asta la un moment dat spuneai tu în comentarii cred că Mises încă nu era pe deplin conștient de efecte în teoria banilor și cred că dacă mai, mai târziu a ajuns să o, să o rafineze în, în acțiunea umană cert este că încă de chiar deci din 1912 Mises a, a spus deja în, în bună măsură construind cel la rândul lui pe, pe observațiile și pe descoperirea altora, dar a făcut niște salturi remarcabile în, în acel tratat, în, în privința teoriei despre, despre ciclurile economice. Și hai să vedem ce, cu, ce cu ciclul ăsta economic. Pentru asta avem nevoie să discutăm un pic de structură de producție, dar până ajungem la, la discuția asta, ce, să, să vedem ce condiții sunt necesare ca să apară un ciclu. Păi, trebuie ca uh, antreprenorii să nu anticipeze corect. Fenomenul inflaționist și la ce amvergură se întâmplă. Pentru că, dacă l anticipează corect, și iarăși cred că s-a menționat, s-a discutat despre asta, uh, nu mai știu. Uh, să vorbim despre asta. Ideea este că, în momentul în care antreprenorii uh, reușesc să anticipeze faptul că are loc o uh, tendință de creștere a, de a, a masei monetare și masa asta monetară, încă o dată, poate să crească, fie sub formă de. Uh, inflație simplă, fie sub formă de expansiunea creditului. Deci, băncile dau credite printr-o printr tehnică de uh, creditare, uh, care tehnică de creditare duce la îndoi la scăderea dobânzii pe piață. Uh, dacă antreprenorii anticipează fenomenul ăsta, atunci e posibil ca uh, un fenomen de tipul economic să, să nu aibă loc. Dar. Uh, Condiția asta e destul de nerealistă. Ca să nu zic foarte nerealistă. E foarte greu pentru piață să anticipeze în momentul în care este manipulat, manipulată masa monetară și după aia toate mărimile, în special dobânda care depinde de masa monetară, e foarte greu pentru, pentru piață să preîntâmpine situația asta și să nu fie atras în, în într-o evoluție de tip ciclu economic. Bun, și ziceam că Evoluția asta are loc în momentul în care băncile oferă credite. Ca să ofere creditele, trebuie să le ofere în condiții mai avantajoase. Băncile concurează între ele, vor vrea să facă expansiunea asta cât mai mult pentru că au de câștigat. Și asta duce la un proces competitiv de de a dobânzilor care sunt cerute pentru credit. Numai că, în momentul în care se întâmplă chestia asta, dobânzile vor ajunge să fie mai mici decât rata originală a dobânzii, deci decât este dispusă societatea să aștepte pe piață. Deci, cu alte cuvinte, în momentul în care rata dobânzii ajunge să fie sub nivelul ei care ar trebui să fie pe piață, care ar fi justificat de gradul de dorința oamenilor de a economisi versus cea de a investi, deci este un fenomen falsificat și fenomenul ăsta, atunci când este falsificat, duce la niște, la niște evoluții. Duce la niște evoluții. Și pentru a, să vorbim despre structura de producție. Deci ai nevoie de instrumentul ăsta, de modul ăsta de a explica, de a uh, uh, clasifica și descrie o economie pentru că ciclul economic depinde foarte mult de discuțiile legate de cum, cum anume este întinsă, cum sunt întinse lanțurile de producție în timp, ce se întâmplă cu bunurile de capital de când sunt luate, transformate din resurse naturale și apoi trec prin diferite etape pentru a ajunge pe piața bunurilor de consum. Deci este un timp care trece, e, e, o, e o perioadă pentru. Pentru fiecare bun e o perioadă mai mare sau mai mică. Iar se discutați zile trecute despre piața automobililor, unde durează cam 5 ani de când este conceput un automobil până când ajunge pe piață. Deci, diferitele procese de producție au diferite lungimi de producție. Atunci când privim toată economia suspect, sub spectrul ăsta al lungimii, al numărului de etape și duratei lor, de la resursă până la bun finit, putem să privim economia în feliile astea o, o previn ca, o înțelegem ca pe o structură de producție care este feliată în mai multe etape, Da, și aici este o schematizare din Voerta de Soto care are tratat o menționat mai devreme moneda, dacă bancar și ciclurile economice și practic ce vedem aici este că avem teoretizate 5, 5 etape fiecare de câte un an și arată cum, practic, un bun final care ajunge să fie cumpărat cu 100 de unități monetare trece prin niște etape care sunt aici și cuantificate, dar important este să înțelegem faptul că vorbim de bunuri de ordin 1, care sunt bunurile de consum, după aia de bunuri de ordine superioare, de bunuri de capital deja, bunuri de ordinul 2, 3, 4, în funcție de aceste etape. De ce e importantă toată discuția asta? Pentru că și această structură, dacă vă uitați la cum arată ea aici, vedeți că apare ca un fel de trapez, așa sau de un triunghi. Hayek este cel care a formalizat discuția despre structura de producție sub formă de triunghiuri. Hultzman folosește nu triunghiuri, ci un trapez. Dar, mă rog, ca să nu intrăm în niște, în niște discuții prea, prea detaliate, Ideea, ideea, este că pe axa, pardon, pe axa uh, OX avem, deci pe, pe orizontal avem iarăși lungimea în timp a structurii de producție, deci numărul de etape și durata până când aici ar fi uh, momentul final. Da? Deci dacă vă uitați la felul în care a fost uh, pus aici, uh, dacă întoarcem imaginea uh, la 90 de grade, în sens uh, contrar celor de ceasornic, vedem Aceeași structură unde ai bunurile finale, piața bunurilor finale, aici, și unde ai bunuri care sunt de ordine din ce în ce mai mari: 1, 2, 3, 4, 5, etc., către, către, către stânga. E, și ceea ce se întâmplă în momentul în care are loc o expansiune a creditului pe piață este că prin scăderea ratei dobânzii sub nivelul ei care ar trebui să fie. Care ar fi justificat de economisirea în, în, în societate, deci cu alte cuvinte, de preferința de timp a societății, ceea ce se întâmplă cu cei care iau acele credite este că vor licita pentru procese mai ambițioase de producție. Adică, creditele sunt abundente și investitorii s-ar putea să se gândească, ok, la nivelul ăsta al dobânzii pot să iau credit mai mare și pot să mă apuc de o dezvoltare mai mare. Pot să intru într-un business care până acum îmi era inaccesibil. Da? Ori intri în noi afaceri, ori îți dezvolți propria ta afacere dincolo de ceea ce ai făcut dacă creditele erau mai puține. Deci, practic, există o licitare în zona asta a structurii de producție pe bunurile de capital, pe, nu știu, terenuri, clădiri, utilaje, producerea de noi tipuri de utilaje care să ajute la noi procese gândite de, de antreprenori. Deci efervescența antreprenorială alimentată de sistemul de, de inflație, de sistemul bancar, de expansiunea creditului, va duce la o încercare de lungire a structurii de producție aici. Asta, atunci când ar crește economisirea reală pe piață, deci când mai multe bunuri ar fi puse la dispoziția investitorilor, deci piața ar renunța să consume acum și ar da investitorilor prin economisire ca să dezvolte productivitatea, deci ca să facă bunuri mai productive, fenomenul ăsta de așteptare, pentru că antreprenorii de regulă au succes pe piață și în producție, ar duce în ultima instanță la o creștere a productivității. Deci ce ar fi natural să se întâmple, să se întâmple ar fi așa, că aici piețele renunță să consume niște bunuri prezente și resursele care se eliberează astfel sunt, sunt duse de aici în zona asta pentru ca după aia piața devenind prin aceste procese noi mai productivă să, să crească prosperitatea, să o ducă dincolo de, de, de nivelul anterior Deci practic să vezi structura cea nouă de producție fiind mai mare Deci extinsă aici și după aia mai sus Dar ceea ce trebuie să se întâmple inițial deci cum ar trebui să înceapă să fie transformată structura de producție este că trebuie să ai ceva sacrificii în zona asta mai apropiată de consum Deci în etapele mai apropiate, deci chiar și de consum și în etapele relativ mai apropiate De dragul etapelor, etapelor relativ mai depărtate care sunt implicit și mai productive Că de-aia n-au fost alese până acum În mod normal te poți gândi că antreprenorii aleg să facă lucrurile care sunt cele mai profitabile, cele mai productive cât mai repede și cele care sunt profitabile la fel, dar în mai mult timp, sunt lăsate, sunt abandonate pentru că durează mai mult și știm că avem preferința de timp, deci știm că uh, așteptarea trebuie să fie cât mai mică. Uh, deci, practic, așa ar trebui să decurgă lucrurile. E, uh, și de cum încep antreprenorii, am vorbit mai devreme. Deci antreprenorii încep, încep licitând în zona asta și nu mai insist. Uh, ce se întâmplă? Pentru că de fapt, așteptarea nu este pe piață, nu, economia nu are, nu are răbdare, nu are în virtutea alegerilor pe care le, de economisire pe care le fac actorii de pe piață. Ce se întâmplă, de fapt, este că în loc să existe cum preme tendința asta de uh, scădere, vedem, a uh, consumului în, în, etapele relativ apropiate de, de, de final de finalul întregului proceselor productive, este, este următorul fapt. Și de multe ori asta operează prin, prin salariați. Dar nu, nu trebuie să fie neapărat așa. Antreprenorii merg pe piețele bunurilor de factorilor de producție. Factorii de producție sunt muncă, sunt diferite bunuri de capital. Da? Și licitează acolo. Adică în momentul în care vrei să faci proiecte mai ambițioase, trebuie să te duci pe piață și să-ți iei lucrători. Și ca să-i atragi, trebuie să le plătești salarii mai mari. Trebuie să te duci pe piață să te licitezi pentru diferite terenuri, factori de producție și așa mai departe. Și ca să-i atragi, având și bani mai mulți cu creditele respective, trebuie să cumperi mai mult, adică licitezi pe piețele alea. Deci vor fi niște persoane, niște categorii în economie care vor avea venituri mai mari. Dar pentru că în economie, de fapt, nu ai o reală preferință de timp în scădere, ci oamenii au aceeași preferință de timp iarăși operând cu ceteris paribus. Se poate ca preferința de timp, să evolueze și ea, dar ca să, avem o, ca să putem formula teoria, avem nevoie de ceteris paribus preferința de timp. Deci în, în, piață oamenii, să zicem că, au aceeași preferință dinainte, care există acolo, în esență ea este o chestie reală pe piață, dar este falsificată de instituția socialismului monetar, deci prin, prin, sistemul bancar și prin o rată dobânzii mai mică decât ar trebui, E o realitate falsificată. Ei, în momentul în care oamenii primesc banii, ei vor manifesta realitatea lor. Se vor manifesta pe piață cu veniturile crescute, acționând în virtutea a ceea ce ziceam că este ceteris paribus. Deci vor avea o preferință de timp relativ mare. Adică se vor manifesta în zona bunurilor finale, vor cumpăra bunuri de consum sau mai apropiate de zona asta de nu știu, nu, nu vor dori să uh, economisească, ci vor dori uh, cu banii mai mulți să aibă să facă vacanțe mai multe, să meargă, să iasă mai mult în oraș să mănânce la restaurant. Uh, restaurantul putând fi considerat mai degrabă o, un proces de producție din zona asta de uh, bunuri de ordine relativ mici, adică nu ai etape foarte lungi de producție în, uh, în, în zona asta. Deci. Vor consuma bunuri relativ de, cu scurte, lungime, scurte etape de producție și bunuri de consum. Orice se întâmplă este că această situație este nesustenabilă. Nu ai resurse suficiente pentru asta. Nu ai bunuri de capital suficiente pentru asta. Nu sunt, nu sunt economisite bunurile alea, nu există, ele sunt insuficiente. Da, Deci, practic, aici se rupe pisica în două. Da? Și. Lucru ăsta se poate întâmpla în timp. Poți să ai o perioadă în care ce vezi pe piață este așa: salarii crescute, venituri pentru factori de producție, venituri pentru cei care închiriază la business-uri, venituri pentru cei care vând utilaje în, în, diferite, în diferite zone ale structurii de producție crescute, da? În același timp, vezi prețuri crescute de la bunuri de consum. Deci vezi o tendință de creștere a prețurilor. Ai manifestarea asta a inflației și în zona bunurilor de capital, și în zona bunurilor de consum. Imaginea generală e una a prosperității. Ăsta este boom. Este perioada de boom. Totul e roz, totul e bine, tuturor ne merge. Creditele sunt abundente, dobânda e mică, veniturile sunt în creștere, profiturile sunt în creștere pentru diferite afaceri lucrurile sunt absolut minunate. Numai că sub, subiacent, în, în în adâncuri acolo, începe deja de la bun început, și după aia se manifestă din ce în ce mai clar că, de fapt, ai o raritate a factorului de producție a bunurilor de capital, care se va manifesta din ce în ce mai tare. Trebuie să ajungă la un moment când se vede că pisica s-a rupt. Da? Deci ai, ai un moment în care ceva trebuie să cedeze undeva. Trebuie să înceapă falimente undeva, într-un sector sau altul. Trebuie să fie clar că, de fapt, nu sunt disponibile atâtea cărămizi, atâta ciment, atâtea terenuri, atâta forță de muncă pe cât credeai că, că poți obține. Și atunci, reacția mediului a antreprenorilor este să se ducă la bancă să ceară, să ceară și mai multe credite. Băncile Văd pe de altă parte antreprenori care nu mai sunt capabili să-și plătească creditele pentru că au ajuns în impas cu, cu business -ul. Și atunci chiar ele zic, știm că sunt în situația de fragilitate și vor vrea să nu mai dea credite, vor da mai puține credite Rata dobânzii crește, când, începe să crească înapoi rata dobânzii Brusc apar într-o lumină mai proastă toate afacerile pentru că în momentul în care socotești cu cu o rată de actualizare mai mare, veniturile viitoare ți apar acum mai mici, deci totul, totul începe să aibă o alură mult mai, mult mai, puțin roz decât, decât era înainte și lucrurile astea sunt cumva în cascadă, adică sunt, și sunt auto auto alimentate. Adică în momentul în care ai o înrăutățire de tipul ăsta, după aia va genera și mai mulți antreprenori care sunt în situații dificile, Asta va duce la o și mai mare accelerare a, a creșterii rate, ratei de Deci, da. Nu că la da. nici nu crește, cum ar trebui să crească, cei care spun stai nu crește, nu și atunci... Da, deci presupunând că nu există intervenție continuată. Deci hai să zicem că asta s-ar întâmpla așa, într-o într situație, ca să reușim să ajungem la, la sfârșit cu povestea. Pentru că, evident, în realitate, ce se întâmplă și ce am văzut uh, în ultimii ani din criza din 2008 până acum este că băncile au intervenit uh, crezând că au învățat lecția, dar e lecția friedmaniană, e lecția monetaristă din marea criză, că n-am fost, fost, fost Bernanke zicea la un moment dat la o conferință, dar zicea ați avut dreptate uh, Milton și Rose, uh, nu am... Uh, am greșit nu am nu am făcut suficientă inflație, banca centrală n-a făcut suficientă inflație și că lecția am învățat-o. Și cum s-a văzut că am învățat lecția? În 2008 când a venit criza, au, au injectat atât cât, să, cât au considerat că e suficient ca să nu mai lase uh, uh, activele să se, să, se uh, să, să scadă să scadă, să să aibă loc falimente, să scadă prețurile diferitelor bunuri bunuri de consum. Deci uh, clar, deflația E un lucru complet de evitat, tocmai pentru că are conotația asta uh, negativă legată de ceea ce se întâmplă în, în, în criză. Pentru că în momentul în care uh, se ajunge la deznodământ, uh, devine clar și se manifestă pe piață faptul că resursele alea de fapt, sunt rare. Dar, și menționam atei de uh, convertibilitatea diferită a bunurilor de capital. Uh, practic, foarte multe dintre bunele de capital care au fost alocate aici, ele au intrat în, în, în structuri de producție, au început să fie combinați factorii de producție, dar ei nu mai pot fi, mulți dintre ei nu mai pot fi descombinați. Dacă ai cumpărat, nu știu, multe tone de motorină pentru că știi că vei avea nevoie în procesul de producție, când ți-ai dat seama că procesul ăla de fapt e falimentar, poți să vinzi motorina înapoi pe piață. Dar dacă ai cumpărat foarte mult ciment și ai făcut o fundație, și ăsta e exemplul lui Mises, te gândești că poți să faci un bloc cu 10 etaje și faci o fundație foarte zdravă pentru 10 etaje. Ai, băgat, ai făcut beton, ai băgat cimentul în fundație aia și îți dai seama de fapt că tu nu poți, poate că ai făcut și structura și îți dai seama că nu poți să finisezi. Și atunci rămâi cu structura aia cu betonul ăla făcut în, în, în stâlpi și în, în traverse, care nu mai poate fi făcut ciment înapoi. Sunt niște resurse, bunuri de capital rare, care au fost pentru totdeauna risipite, pierdute într-un mod neproductiv. Deci, societatea, practic, s-a sărăcit. Cuvântă, Și a, asta e. Cuvântă, da, 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 chiar. Da, nu numai clădiri, dar dat fiind, dat fiind că criza din 2008 a pleznit în piața imobiliară, vedem chiar, nu știu, prin Spania sunt uh, cel puțin un, un oraș întreg care a fost. Uh, construit și care a rămas. Da și pe la noi când mergi, vezi, nu numai clădiri lăsate, abandonate și la nivel de structură, dar vezi cartiere întregi construite undeva. Da, 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 China e iarăși. E. Ok, deci ceea ce se întâmplă de fapt, și asta este recesiunea, ceea ce se întâmplă post-criză, este că economia întreagă ajunge să fie mai sobră, Și dă seama că s-a risipit, s risipit șansa unei creștere a prosperității și că, de fapt, este vorba de un, uh, o involuție că am ajuns mai săraci decât decât am fi putut fi, poate nu mai săraci și în termeni, în termeni reali. Adică, nu știu, poate crește prosperitatea și nivelul de trai într-o societate cu, cu tot cu criză, dar nu crește, e clar că nu crește cât ar fi putut crește. Deci ți-ai ți -ai, ți -ai sabotat productivitatea și prosperitatea într-o într economie prin, prin tipul ăsta de, de, de activitate care generează ciclul economic. Și ca să termin, am să folosesc aceeași analogie pe care a fost o Matei când vorbea de Robinson Crusoe. Îmi cer scuze, sau Tom Hanks, dar Robinson Crusoe e, e clasic și nu renunț niciodată la el. Țin da. și eu să folosesc Robinson Crusoe. Deci, are câți saci avea? 5 Cinci. Cinci saci, da? Îi cade o nucă de cocos în cap. Vede dublu, vede că are 10 saci și după aia devine și amnezic. Și când se trezește a doua zi, vede doar cinci saci. de zice, uh, nu știu, are impresia că are pe alți 5 într o altă magazie undeva, în altă, în altă, parte, în pădure, unde i-a căzut nuca de cocos în cap. Zici zice: "Acum pot să cresc 5 papagali. că am alți, uh, chiar 6, că am 4 patru, uh, patru saci pe care îi pot folosi foarte bine la ce mi-am propus, da?" Și se apucă și crește papagali așa într-o într-o veselie, și când își revine și aduce aminte că i-a căzut nuca de cocos în cap, se trezește fără saci, cu foarte mulți papagali și cu toate celelalte uh, scopuri neatinse.